Deci, dragi prieteni, o nouă săptămână, un interviu din nou de marcă vă aduc în față. Așa cum ați văzut, proiectul meu se extinde nu numai cu sportivi din cadrul clubului nostru, dar clubul Steaua, ci mai ales pentru că noi nu avem toate secțiile sportive, vă aduc sportivi și foarte valoroși care au făcut atâta faimă României, unii foarte tineri, dar cu foarte multă experiență, cum este cazul invitatei din această zi. Este o persoană, veți vedea, mai mult decât agreabilă, foarte tânără, dar cu foarte multă experiență deja. Este originară din Brașov și activează la unul dintre cluburile din acea regiune, mai precis la Corona Brașov. A participat la Jocurile Olimpice de la Beijing. A început de la vârsta de 9 ani să practice sportul, mai precis patinajul viteză. Are 12 medalii în cupe mondiale la Under 23 deja. Printre altele, prima ei trofeu a fost un trofeu în Italia, în care a câștigat locul întâi. Apoi are și un bronz la Jocurile Olimpice de tinere din 2016. Are argint la Cupa Mondială de la tot așa Under 23 de la Helsinki și are aur la Cupa Mondială de la Minsk. Este bineînțeles multiplă campioană națională și câștigătoarea Cupei României, recordmer națională, mai ales ea și cu colega ei Bianca Stănică au setat un anumit gol pentru ele. Să bată mereu recordurile naționale și, bineînțeles, în acest sport contează chiar și o zecime sau câteva sutimi. Și ele cam de fiecare dată au cam reușit. De asemenea, activează și la lotul național încă din 2019, dar deja m-am extins cu prezentarea și e bine să vă aduc în față invitatul, pentru că cu mine sunteți obișnuiți. Și, bineînțeles, probabil are foarte multe întâmplări să ne spună și atâtea lucruri care le-a realizat în cariera ei. Deci, fără prea multe prezentări, domnilor și domnilor, vă aduc în față pe nimeni alta decât Mihaela Hogaș. Să rămână! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Nici o problemă, o plăcere a noastră. Cum am zis, tu ești deja o sportivă care... Ești foarte tânăr, dar deja ai foarte multă experiență și este, cum am zis, o onoare să te avem printre noi. Și pentru că timpul la amândoi este prețios, mai ales pentru mine că sunt înainte de plecarea la muncă, să intrăm, cum se spune, în pâine. Prima întrebare, cum spun eu, să pornim de la origini. De când atracția ta pentru sportul care îl practici? Și cine te-a descoperit? Sincer, eu m-am dus în parc la 9 ani și doar din curiozitate am început să practic patinajul viteză. Nu știam în momentul acela ce este. Da. Mai apoi eu am continuat să mă antrenez și așa am descoperit că chiar îmi place să mă antrenez, în primul rând, îmi place să muncesc. Și îmi place în ce constă sportul ăsta, mai ales că este și un sport individual. Iar omul care m-a descoperit este omul care m-a și adus la Jocurile Olimpice, antrenorul meu Bogdan Stănescu. Da, da, foarte frumos, da. Foarte frumos și bine spus. Apoi, pentru că tu ai început la o vârstă așa de fragedă și oarecum să zicem că deja sportul a devenit parte din viața ta, cum a fost copilăria? S-a apucat să te bucuri de copilărie? Nu mi-am auzit? Ok. Deci, cum s-a întâmplat și în alte dăți, sunt anumite probleme tehnice. Să sperăm că Mihaela va reveni. Nu e nicio problemă, suntem obișnuiți cu aceste lucruri, că așa se întâmplă în tehnologie și în alte lucruri. Da, uitați, a revenit. Alo? Da, nu știu ce s-a întâmplat. Da, nu e nicio problemă, nu, am și zis că sunt lucruri care se mai întâmplă datorită tehnologiei.
Doamne ferește, nu sunt pe epoca veche, care să zicem că a intervenit cu plajul sau a intervenit serviciile, dar probabil și vremea. Am avut anumite interviuri când am avut cu cineva din zona Predealului și în momentul acela când am filmat era chiar iarnă și erau condiții atmosferice și au fost foarte multe întreruperi. Da. Da, deci îți repet întrebarea, dacă nu știu dacă ai auzit-o, pentru că tu ai început la o vârstă foarte fragedă, la 9 ani de zile, și oarecum deja sportul face parte din viața ta, cât de mult ai apucat să te bucuri de copilărie? Da, chiar, sincer, nu știu dacă am apucat foarte mult, pentru că, într-adevăr, prietenii mei din fața blocului, ei ieșeau foarte mult afară și alergau și de multe ori stăteau și până târziu. Iar eu am înțeles asta de când eram mică, că nu prea pot să fac asta dacă vreau să fac performanță. Așa că da, renunțam de multe ori la ieșirile afară ca să pot să mă odihnesc sau pot să mă pregătesc pentru antrenamente. Da, adevărul e că, să zicem că un pic mi-am sacrificat copilăria, dar partea cea mai frumoasă a fost că am putut să mă bucur de copilărie și în timpul antrenamentelor. Adică am reușit și să cresc ca și copil la antrenamente, pentru că de multe ori antrenamentele erau, când eram mică, erau sub forma unui joc. Da, da, corect. Da. Cam așa este, da. Mai ales la vârsta aceea, trebuia să te impui. A fost la adolescență, pentru că atunci a intervenit viața unui adolescent și atunci au intervenit mai multe sacrificii. Da, corect. Ai avut, sau probabil dacă ai și momentul ăsta, de-a lungul carierei, ai avut superstiții? Da, am avut niște superstiții. Sau să zicem tabieturi, dacă nu neapărat sunt superstiții. Da, da, erau niște superstiții care apăreau pur și simplu eu, dacă, să zicem, purtam un fel de tricou sau ceva și mă ajutam și aveam o cursă bună, eu aveam impresia că haina este de fapt lucru care m-a ajutat să am o cursă bună. Le-am eliminat între timp, dar tabieturi de concurs am început să am. Doar să fiu un pic ordonată și organizată, ca să nu cumva să intervină vreun lucru la care nu mă așteptam înainte de cursă. Da, da, corect. Păi nu, asta depinde de fiecare. Deci înseamnă că totuși nu ai crezut în acele superstiții dacă ai renunțat la ele. Nu, n-am crezut. Da, că la unele persoane chiar se întâmplă să fie acel lucru, iar altele am văzut că unii sportivi mai înaintați au spus că ei le consideră ca un fel de slăbiciuni și atunci au preferat să renunțe la ele. Deci în funcție de fiecare, de personalitatea fiecăruia, da. Ce alte sporturi preferate mai ai? Eu sunt pasionată de tenis, urmăresc foarte mult tenis, îmi place. Handbalul, îmi place să mă uit mult la handbal, mai ales când joacă echipa României. Mă mai uit la fotbal, dar destul de rar, doar tot așa. Pe mine mă interesează foarte mult când joacă România, în general, cam la sport. Nu prea mă uit la competițiile interne. Și cred că cam atât. Mă uit foarte mult, urmăresc foarte mult și patinajul viteză, că așa am și învățat să evoluez. Da, corect. Păi văd că deci ai diversitate, urmărești și sportul individuale și cele de echipă și la tine. Tu majoritatea timpului performezi individual, dar ai avut și anumite concursuri când ai fost în echipă. În general, care îți plac mai mult, cele individuale sau cele pe echipă, și care consideră că este atuul fiecăruia dintre ele față de celălalt? Da, pentru mine eu într-adevăr fac un sport individual, dar noi ne antrenăm numai în echipă, așa că pentru mine este destul de ușor să lucrez în echipă. Și da, noi avem și probe individuale și în echipă și fiecare cred că are, să zicem, magia ei, pentru că la probele individuale am ocazia să arăt exact cine sunt eu și pur și simplu să știu că sunt acolo eu singură și nu am niciun impediment, să zicem. Iar la cele de echipă e foarte frumos, pentru că aducem spiritul de echipă, spiritul acela de a-i ajuta pe cei din echipa noastră. Noi avem în patinaj, avem team sprint și team pursuit. Eu de obicei patinez la team sprint pentru că este probă de sprint unde știm și place.
Și da, chiar pentru anii viitori noi sperăm să mai creștem patinatoare care să poată să vină în echipa noastră, să ne facem o echipă adevărată de team sprint. Da, corect. Da, bine, bine spus. Și tu ești, da, în sensul că ești o persoană nu foarte înaltă și să zicem că atunci când bagi viteză ești cam un Speedy Gonzales, așa să zicem. Da. Consider că în sportul care îl practici, în faptul ăsta că ești mai scundă de înălțime, este un atus sau să zicem că era mai bine să fii înaltă, să ai pașii mai mari? Sau atunci erai mai greoaie? Adică te întreb în sensul de că eu nu știu prea multe, să-i explici tu mai bine. Cred că cel mai frumos lucru în patinaj viteză este că este pentru toate tipurile de om. Adică noi avem, până la urmă, niște oameni foarte scunzi, avem coreeni, avem japonezi, no, care sunt foarte, foarte buni, dar avem și persoane înalte, cum sunt norvegienii și olandezii, care la fel sunt foarte buni. Și așa putem să spunem că sportul este de fapt cam pentru orice tip. Nu este ca la tenis, trebuie într-adevăr o înălțime sau la basket, de exemplu. La noi asta este frumusețea. Într-adevăr, dacă ești scund, ai nevoie de mai mulți pași, ai nevoie de alte abilități, cum ar fi viteza de repetiție, pentru că atunci când ești mai mic poți să faci mai mulți pași, iar atunci când ești mare ai nevoie de mai multă putere, pentru că nu o să poți să te miști, într-adevăr ești greoi. Dar eu cred că, să zicem, sunt pe la mijloc, sunt între japonezi și olandezi. Da, da. E, nu, la tine oricum n-a fost un impediment, ba din cotă. Deja ai avut destule medale și deci poate e mai bine că ai avut înălțimea respectivă. Da. Ce sportivi, am văzut că unii dintre invitați sunt deranjați să spună, să nu folosesc cuvântul idol, că să zicem că este prea mult. Atunci să spun ce sportivi admiri tu în general, fie că sunt român, fie internațional și bineînțeles poate, dacă e la patinaj și viteză cu atât mai bine, dar probabil bineînțeles sunt și de la alte sporturi. Da, eu într-adevăr eu urmăresc, am urmărit în primul rând de la patinaj viteză pentru că am vrut într-adevăr să fur lucruri. Eu am Sven Kramer, Naoko Daira. Îmi plăcea foarte mult și de Shani Davis, iar am început să-mi iau și să admir oameni și din alte sporturi, bineînțeles, în primul rând români, cum e Cristina Neagu, Simona Halep, chiar Ana Maria Brânză, Cătălina Ponor și, bineînțeles, cum este Federer, Nadal, Ronaldo. Dar cred că este important să pot să iau din fiecare câte ceva. Îmi place foarte mult să îi urmăresc, să le urmăresc interviurile și poveștile până la urmă. Da, corect, că fiecare are povestea lui frumoasă. De fapt, scuze că n-am început interviul cum încep de obicei. Spuneam cum a început povestea ta frumoasă. Ia uite că la tine am fost emoționat și am pus altfel întrebarea. Dacă ți-aduci aminte, cum a fost prima căzătură? Sincer, au fost atât de multe, sincer, nu mai știu care e prima. Știu care sunt primele 10, să zicem. Într-adevăr, până să învăț tehnica de patinaj, mi-a luat ceva timp. Pentru că, cum spuneam, nu sunt cea mai talentată, așa că mi-a fost un pic greu să ajung să fac unele lucruri pe care unii copii făceau natural. Și a trebuit să învăț și, bineînțeles, învățând, doar căzând am reușit să învăț. Așa că, da, a fost foarte greu, în niște momente grele, pentru că, na, veneam și acasă lovită foarte tare, mi-era milă și de părinții mei când mă vedeau, dar am știut că doar așa pot să progresez. Da, corect. Și uite, chiar comparație bună, că ziceai că la mii pe Ronaldo ești oarecum un Ronaldo variantă feminină la patinaj, că și el tot așa n-a avut atât de mult talent și a cam devenit fotbalist ca a avut el. Deci tu ai pus foarte multă muncă acolo. Da, sper. Da, da. Cum a fost debutul în patinaj? Te-am întrebat prima căzătură, cum a fost primul concurs, să spunem. Da, știu că primul concurs a fost chiar aici la Brașov, era pe role. Și am venit undeva pe la finalul clasamentului, pentru că mie mi-a luat câțiva ani să pot să învăț și să evoluez. Dar da, am început destul de rău cu stângul, să zicem. Nu e nicio problemă, că
știi cum este, că câteodată persoane, unele persoane sunt stâng, de exemplu eu sunt stângaci, deci pentru mine când zice cineva de stânga, chiar nu mă supăr. Da. Cum este, mai ales acum, în anul în care ai luat acea medalie de bronz, s-a și spus că ai făcut imposibilul pentru că datorită condițiilor din România, unde nu sunt acele piste de care aveți nevoie, tu trebuie să te antrenezi în străinătate și am văzut că campionatele naționale se desfășoară în Germania, iar cele de Cupa României, uneori am văzut că se desfășoară în Polonia. Cât de greu îți e să faci acele antrenamente departe de țară sau deja te obișnui și e ceva așa care nu mai contează pentru tine? Da, cred că la început a fost într-adevăr dificil, pentru că am început chiar de când eram mică, cred că prima oară în Germania am ajuns la 10 ani. Bineînțeles, 2 sau 3 săptămâni, dar în fiecare an măream cantonamentul, da. Și am înțeles că trebuie să, ca să îmi îndeplinesc visul, trebuie să stau departe de părinți și de prieteni și să împac cumva școala cu patinajul. Da, a fost foarte greu. Acum, într-adevăr, m-am obișnuit. Dar nu știu pentru următoarea generație dacă o să le fie la fel de bine să poată să se antreneze în afară, pentru că nu toată lumea e dispusă să facă atâtea sacrificii. Da. E normal, ei dacă vor să concureze pentru România, își doresc în același timp și România să le ofere un patinoar. Da, și eu sincer, personal, eu știu că nu cred că voi prinde un patinoar în România. Dar sper pentru următorii patinatori. Da, corect, da. Și sau poate cine știe, te vei implica tu, poate vei fi președinta federației, cine știe. Da, eu sper să cresc sportul ăsta în România, chiar mă implic foarte mult și să-l fac popular atât cât pot, pentru că e greu să le arăt oamenilor ce este patinajul viteză dacă ei nu pot vedea live. Da. Dar sper pe cât posibil să îmi fac partea, dar să-mi și urmez drumul meu în patinaj. Da, corect. Care sunt adversarele tale cu care te bați pentru titlurile naționale? Este și colega mea de la club, este Bianca Stănică, este adversara mea. Bineînțeles, ea este un pic mai pe distanțe lungi, iar eu sunt pe distanțe scurte, deci ne cam împărțim probele. Vă complementați, da. Mai am adversare din Cluj, mai este echipă în Ploiești, în Galați. Cred că cam atât. Dar oricum, focusul nostru este foarte mult pentru concursurile internaționale. Da, corect. Ai avut, în momentul când ai început să câștigi medalii, ai avut oferte și de la alte cluburi să fii recrutată sau tu acum le refuzai că ai preferat să rămâi acolo lângă un mediu unde te-ai crescut de când ai fost mică? Da, cred că în patinaj este destul de greu pentru că noi având probleme cu federația nefiind finanțată de minister, este un pic mai greu, astfel că clubul a trebuit să plătească toate cantonamentele din Germania. Așa că este destul de complicat pentru club să mă aibă în momentul de față. Și momentan chiar îmi e foarte bine la CSM Corona Brașov. Da, păi nu. Doamne ferește, departe de mine să te fac să te zgândești. Doar așa să am întrebat de curiozitate, știi? Acum vreau să te aduc mult mai devreme, cum am zis eu, în copilăria ta, înainte să te apuci de patinaj, adică înainte de 9 ani. Și că fiecare dintre noi aveam, în funcție de anturaj, de mediul din jurul nostru, de părinți, prieteni și ce auzeam, vedeam la televizor, la radio, aveam fiecare visele noastre. Tu, care au fost visele tale când erai mică sau de la început ai vrut să fii o mare sportivă? Sincer, nici nu știu. Mi-ar fi plăcut să fac un sport de performanță, pentru că eu în fața blocului făceam o grămadă de jocuri, de concurs și așa mai departe. Știam să alerg foarte tare, știam să merg foarte bine pe role, dar nu m-am gândit neapărat că vreau să fac un sport de performanță. Nici părinții mei nu au insistat foarte mult. Cum o ziceam, m-am dus în parc să patinez și m-am apucat de patinaj viteză, dar fără vreun gând să fac neapărat performanță. Gândul a venit abia
am văzut că chiar îmi place. Ah, păi și atunci, înainte să te apuci de sport, ce voie? De exemplu, eu îți dau exemplu, când eram eu mic, când tu probabil nici nu erai născută încă, erau acele filme, că erau cu Sergiu Nicolaescu și eu vreau să mă fac comisar. Nu am avut, chiar nu am avut, mă gândeam și acum câteva zile, n-am avut niciun vis sau vreo meserie la care speram. Ah, ok, da. Nu, păi nu vreau să insist, doar era așa, dacă... Că știi, fiecare copil, la un moment dat, avea anumite gânduri, știi, și în sensul acesta. Da. Vreau să te întreb, tu de la început ai fost o persoană puternică sau ai fost emotivă și cu timpul și experiența ai putut să stăpânești stările și emoțiile? Da. Când eram mică, mi-era foarte frică de concursuri, pentru că știam că eu am și început concursurile pe role și căsăturile de pe role nu sunt foarte prietenoase, pentru că cădem pe ciment. Mi-era frică, într-adevăr, să cad, mi-era frică să nu fac greșeli, că asta era frica mea cea mare, să nu greșesc. Era o frică și de oboseală, pentru că este oboseală și nu știu de ce la început, într-adevăr, e o frică să obosesc, ce o să fac și așa mai departe, dar am ajuns să am o experiență în competiții, încât acum abia le aștept, sincer, și simt că pot să-mi controlez emoțiile destul de bine. Da, corect. Cam cât durează un antrenament și faci mai mult de un antrenament pe zi? Da, antrenamentele durează între 2 și 3 ore, 2 antrenamente pe zi. Depinde și de perioada în care ne aflăm. De obicei vara facem mai mult de 5-6 ore pe zi, sau chiar când avem ciclism 4 ore, într-adevăr prelungim orele de antrenament. Iar în momentul în care se apropie o competiție importantă, începem să scurtăm din orele de antrenament ca să ne putem face formă. Am înțeles, da. Care îți e până în momentul ăsta trofeul cel mai drag sau, să zicem, cel mai greu care ai simțit-o că l-ai cucerit, sau poate e același răspuns la aceste întrebări? Cred că medalia de la Olimpiada de Juniori mi-a putut da un start foarte bun în această lume a patinajului. Mai apoi, cred că când am câștigat seria de cupe mondiale la Under 23, și atunci, da, a fost un punct important pentru cariera mea. Cum mai spuneam, eu încerc să o iau treptat. Am câștigat la juniori, am câștigat la Under 23 și urmează, sper, momentul când o să câștig la seniori. Da, foarte frumos, da. Acum, ca să mai dăm și pe latura personală, că vreau ca acest interviu să fie o discuție așa amicală, prietenească, pentru că așa, ceea ce faci tu cu tehnologia de astăzi, lumea poate să facă un Google și îl găsească și mai mult să îți vadă partea umană, să te cunoască mai bine. Dintre locurile care ai fost, care prin competiție, care e preferatul tău sau care, să zicem, ar fi un loc care ți-ai dori să ajungi la un moment dat, dacă n-ai ajuns prin concursuri? Da, am fost în multe patinoare. Cel mai mult să concurez, îmi place foarte mult în Herevon, în Olanda, pentru că acolo este și sport național, acolo oamenii sunt foarte îndrăgostiți de patinaj viteză și este extraordinar că sunt 20.000 de oameni într-un spațiu închis, într-un patinoar, care aclamă, chiar aplaudă fiecare sportiv, asta este foarte, foarte tare. Și da, atunci chiar vorbeam și cu ceilalți patinatori, toată lumea se simte extraordinar pentru că simte că este apreciat fiecare sportiv. Da. Și un loc în care mi-a făcut cea mai mare plăcere să mă antrenez, pe lângă Insel unde mă antrenez, este în Calgary, în Canada. Da. Acolo este foarte, foarte tare, putem să ne antrenăm. Cel mai frumos lucru este că este o comunitate de români. Da. Și, nu știu, mi-e pare rău ajută, că nu? Au părăsit România, pentru că România ar fi avut nevoie de oameni ca ei.
Dar este extraordinar și fiind atât de departe de casă, ei chiar ne-au ajutat foarte mult și ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Da, corect. Păi să știi că depinde foarte mult, mai ales în țările acestea mari, cum e Canada și aici unde lucrești eu în America, depinde foarte mult comunitatea, pentru că sunt atâția români care au fost în anumite state unde comunitatea nu e prelegată și s-au întors înapoi, ceea ce nu doresc nimănui. Și uite, eu am norocul să fiu în zona asta foarte bună, care este cunoscută cu MIT-ul și Harvard-ul și tot așa. E o comunitate, nu e foarte mare, dar românii se ajută foarte mult între ei. Iar bineînțeles, cum ai spus tu de Canada, automat când spui porturile de iarnă, te gândești automat la Canada și pentru ei sporturile de iarnă e ceva obișnuit. Chiar vreau să te întreb, pentru că sporturile de iarnă, să zicem un schi sau ceva, sunt considerate sporturi destul de costisitoare. Cât de scump este sportul, patinajul viteză? Este un sport scump sau nici de cum? În general, patinajul viteză, după părerea mea, nu este un sport scump, pentru că noi avem nevoie doar de o pereche de patine și de un costum. În mare parte. Într-adevăr, avem nevoie de plete, de role pentru a ne antrena. Dar noi, până la urmă, doar de o pereche de patine avem nevoie ca să putem. Partea grea o facem noi, pentru că trebuie să ne antrenăm foarte tare. Dar da. Pentru români este complicat, pentru că noi nu avem patinoar. Iar lipsurile României face ca sportul ăsta să fie destul de costisitor, pentru că avem nevoie de cazare în Germania, de masă, trebuie să închiriem gheața și abia atunci avem nevoie de bani. Da, da, corect, da. Păi, de asta mă gândeam, pentru că probabil de asta nici nu sunt acele patinoare și vă antrenați unde vă antrenați voi. Vreau să... Oh, stai că uite, aveam întrebarea în gând, acum trebuie să mă gândesc la alta, că am și uitat-o. vreau să te întreb, uite, tu, pe lângă faptul că ești o sportivă foarte bună, ai de partea ta și frumusețea, care, uite, te-a pus acolo în top la Olimpiada la Beijing, care a fost pusă printre pe cele mai frumoase sportive. Dacă vreodată în liceu sau... în viața ta ai concurat vreodată la un concurs din acesta de mis sau ți-a fost vreodată făcută vreo propunere să fii parte dintr-o reclamă la ceva sau să fii imaginea cuiva? Nu, cred că este și prima oară când aud de concurs de mis. Nu, serios? Eu am crezut că deja ești plictisită de această întrebare. Nu, chiar e departe de mine așa ceva. Dar dacă ar veni contracte de imagine, da, aș fi fericită. Da, corect, da. Păi, mă gândeam, pentru că tu ești, mă și mir că tu, asta zic, deja ai un succes foarte mare și ești foarte tânără. Și chiar am zis, eu mă gândeam la întrebarea asta cu să spui, a, e întrebarea care mi-a adresat-o foarte des sau... Da. Care sunt probele tale preferate și care sunt cele mai grele, ci se pare, care le-ai făcut până acum? De când eram junioară, eu am început să fac toate probele, pentru că trebuia să-mi găsesc oarecum talentul în vreo probă. Am început, de când eram mică, să fac foarte tare probele de sprint, de 500 de mii de metri. Și chiar probele astea au fost și la Olimpiadă, la care am participat. Și cred că cele mai grele probe în patinaj viteză pot fi 1500, pentru că este o probă în care e nevoie și de viteză și de anduranță, ceea ce este greu. Este foarte complicat să combini rezistența și forța sau viteza. Și cred că unde necesită adevăr abilități foarte mari, proba de 10.000 de metri pentru băieți. Da, băi. Eu nu am participat mai mult de 3.000 de metri, nu am fugit. Da, pentru patinajul cum e ca un fel de maraton la 10.000, mă gândesc eu așa. Da, și eu care fug 500 de metri și 1.000 de metri am nevoie de mii de ture în antrenament, iar cei care trebuie să fugă probe lungi au nevoie de foarte, foarte multe antrenamente. Da, corect.
Datorită faptului, cum ți-am zis, că te antrenezi și concursele naționale le faci în altă parte și deja ai avut succes, n-ai primit cumva oferte și din alte țări să fii recrutată, să concurezi pentru ei? Nu, pe mine mă interesează foarte mult să fug pentru România. Cred că aș avea posibilitatea să fug pentru alte țări. Sper să cresc sportul în România. De asta sper că și rezultatele mele să le deschidă ochii oamenilor, să promovăm un pic sportul ăsta, să începem să-l finanțăm. Am mai zis că cei mai de sus ar trebui să observe faptul că patinajul viteză poate aduce cele mai multe medalii în sporturile de iarnă la o ediție de Jocuri Olimpice. Pot fi 14 medalii, ceea ce este enorm. De asta și Olanda are foarte multe medalii sporturile de iarnă, neavând infrastructură pentru sporturile de iarnă, dar ei investesc foarte mult în patinaj viteză. Și așa ei au foarte medalii și așa de asta ei sunt chiar printre primele țări în topul medaliilor la sporturile de iarnă. Da, corect. Cum a fost experiența la Jocurile Olimpice? Da, ghinionul meu a fost într-adevăr că a fost o ediție într-un an pandemic. Ce au fost restricții, nu aveam voie să ieșim din satul olimpic, nu prea aveam voie să facem nimic, doar să mâncăm, să patinăm și să dormim. Cam asta. Dar deschiderea a fost spectaculoasă și ne-am bucurat foarte mult de ea. Atunci ne-am și întâlnit cu toții, toată echipa României. Și da, a fost un moment extraordinar care pot să zic că poate da putere unui sport să continue pentru următorii pași. Da, corect. Dacă poți să ne spui, știi cum noi oamenii de rând așa avem, când așa spre bătrânețe ne gândim cum era în colie, la momentele din liceu, să zicem, din facultate, cele mai frumoase momente din viață. Voi ca sportivi, întâmplările cele mai frumoase le aveți prin cantonamente. Și atunci, dacă poți să ne spui, știu, o glumă, o istorioară, o farsă sau ceva care s-a întâmplat în cadrul meu, fie ție, fie care ai făcut tu sau altcineva colegilor tăi, și bineînțeles ceva care poate fi spus, că sunt atâtea care, bineînțeles, nu pot fi spuse. Da, noi avem atâtea amintiri pentru că stăteam chiar cu lunile în cantonament de când eram mici și eram foarte mulți și da, se întâmpla să ne punem aripi de pui în Adidas. Și când se încălțau, noi erau foarte fericiți. Sau ne trezeam cu oale. Sau antrenorul ne trezea de multe ori cu apă. Da, era foarte amuzant. Da, am avut momente foarte frumoase. Chiar cred că am și spart câteva uși prin Germania și geamuri. Cred că am făcut multe nebunii, dar a fost foarte frumos. Bineînțeles că totul supravegheat. Da, corect. Păi da, uite, antrenorul, dacă probabil se aștepta să-i faceți lui ceva și atunci dacă a văzut că nu îi faceți nimic, a luat el la inițiativa, nu? De multe ori antrenorul făcea toate copilăriile astea pentru că nouă ne era rușine să, Doamne ferește, să Da. Da. Cum este cu... De când ai decis tu și cu colega ta, Bianca, să faceți acest lucru care ziceți voi mereu să depășiți recordurile naționale și cam de fiecare dată reușiți. De la început v-ați setat lucrul ăsta sau după ce ați făcut primul record a zis haideți că de acum înainte să încercăm să facem numai asta? Da, ideea este că într-adevăr în momentan în România nu avem foarte multe concurente, așa că noi putem să concurăm doar între noi. Da. Mod de a concura este să avem numele nostru pe tabelul recordurilor. Da. Și am zis fiecare dată când noi vom întrece un record, ne mai semnăm încă o dată și asta înseamnă că, într-adevăr, nu a existat vreo altă patinatoare mai rapidă. Da. Asta este modul nostru de a ne... de a ne face să fim mai tari în România. Da, corect. Păi vă împingeți una pe alta, cum se spune, da? Da.
Am văzut că tu ai spus, probabil de asta v-ați și setat acest lucru, că la un moment dat am văzut prin diferite alte interviuri care le-ai mai dat, că ai spus că îți place să crezi că ești o persoană perfecționistă și de asta dorești mai mult pentru tine, nu? Deci probabil de asta v-ați și setat acest lucru. Da. Da. Care sunt, acum din nou să trecem pe partea, cum am zis, să te cunoască lumea mai bine, dacă poți să ne spui că cam care ar fi câteva dintre hobby-urile tale? Ce îmi place foarte mult este să mă uit la filme și seriale. Eu chiar da. Chiar așa am și învățat engleză. Pentru că nu am învățat foarte mult în școală engleză și a trebuit să încep singură să învăț. Și da, îmi place foarte mult să mă uit la seriale, în special am ce este de am o plăcere să mă uit de mai multe ori la un serial. Nu știu. A, și eu la fel, recunosc, și eu la fel, da. Da, nu știu de ce, pentru că oamenii zic că sunt nebună, că de ce aș vrea să văd același lucru de mai multe ori, dar mie îmi place că mi se pare că le văd în mod diferit, depinde de ce punct al vieții sunt. Da, corect, corect, da. Bineînțeles, să ascult muzică, mai îmi place și de să dansez, dar singură, să nu mă vadă prea multă lume. Îmi place mult psihologia. Da. Încerc să mă documentez singură. Îmi place să citesc când am timp și, bineînțeles, să stau cu familia și cu prietenii. Da. Păi probabil psihologia ta și făcut să fii mai puternică studiind anumite lucruri. Da, cred că așa am și reușit să mă descoper și să încerc să îmi mențin cumva emoțiile într-un echilibru. Da. Care a fost ultimul concurs la care ai participat și care va fi următorul? Ultimul concurs a fost în Insel, Germania. A fost un concurs test pentru mine, a fost chiar după naționale. Și următorul, care să fie important pentru mine, ar fi tot așa pe gheață, dar în sezonul viitor, cred că în octombrie. Da, până atunci vor fi doar pe role. Aici, în Brașov, cred. Da. Cu tot așa legat, în momentul cât am întrebat care a fost prima căzătură, acum, Doamne ferește, ai avut parte de vreo accidentare până acum? Mai gravă? Nu, sincer. Asta este necazul meu cel mai mare. Mie mi-e frică, sunt chiar teribil. Era să zic cum necazul tău, că vrei să te accidentezi? Mi-e frică, sunt terifiată de o accidentare. Eu știu că din păcate, dacă se va întâmpla vreo accidentare, știu că nu m-ar ajuta nimeni. Da. Și nu există vreo federație care să plătească, Doamne ferește, vreo operație sau să mă ajute cu recuperarea de după. De asta sunt foarte, foarte atentă, unii ar spune disperată, dar știu că aș fi singură în momentul ăla și încerc, Doamne ferește, să-l amân pe cât posibil. Da, bineînțeles, da, nu, nici eu nu-ți doresc așa ceva, bat în lemn aici, până diseară bat în lemn, să nu. Cam care, uite, dacă tu ai început de la vârsta de la 9 ani și bănuiesc că majoritatea celor care practică acest sport sunt pornesc de la o vârstă foarte fragedă, cam care ar fi așa în medie, dacă știi tu cumva, durată de viață sportivă a unui patinator, sau să zicem, te întreb altfel, cam care e cel mai vârstnic sportiv sau poate e deținut recordul de cineva care s-a retras între timp? Da, norocul este că sportul este destul de diversificat. Cum ziceam, pot fi oameni scunzi, oameni slabi, oameni înalți. La fel și cu vârsta, sunt patinatori foarte tineri, la 20 de ani, care câștigă medalii, dar chiar acum la Olimpiada de la Beijing a fost o nemțoaică în vârstă de 50 de ani, care era la, sper să nu greșesc, cred că la 8-a ediție a Jocurilor Olimpice, cred că a făcut record. Și chiar putem să zicem că patinajul se poate prelungi destul de mult, dar sunt foarte mulți care cred că se lasă pe la 37, cam pe acolo.
Da, da, păi uite, înseamnă că dânsa e, cum e vorba aceea, stă acolo cât o lasă inima, cât o ține inima, pardon. Da, da, și oamenii o întreabă când o să se lase, dar ea în continuare este cea mai bună din Germania, în continuare chiar are recorduri personale și merge foarte bine și toată lumea o admiră, este foarte, foarte tare. Da, da. Știu că întrebarea asta oarecum nu și-ar avea rostul, dar să zicem, ți-o pun pentru că tu deja ai acumulat foarte multă experiență și cum ți-ai zis că ți-e frică, Doamne ferește, să ai parte de vreo accidentare, dar nu mă gândesc în sensul ăsta, mă gândesc că chiar când va veni momentul, nu datorită unui accident, cât de greu crezi că va fi momentul retragerii? Da, cred că este foarte greu pentru că până la urmă am renunțat la o parte mare din viața mea și până la urmă asta este viața mea, dar eu mi-am promis că o să renunț, sper că nu forțată, dar o să renunț la patinaj viteză în momentul în care simt că mi-am atins obiectivele și mi-am atins cea mai mare formă pe care aș putea eu vreodată să o am. Și abia când o să simt că am făcut ceva într-adevăr pentru patinaj și pentru România, pentru că îmi doresc foarte mult, abia atunci sper să am puterea să mă las. Ah, ok. Deci voi mai bine aștept să faci, oricum ai făcut performanțe foarte mari, dar probabil te gândești să faci multe și la senior acum după ce treci de juniorat. Și atunci îți doresc, da, să te retragi pe cai mari, cum se spune, știi, da. Da. Ai, datorită faptului că călătorești foarte mult și, bineînțeles, probabil ți-ai făcut prieteni în patinaj oricum și din alte țări, dar ai prieteni în lumea sportului așa în general? Da, noi într-adevăr suntem o comunitate, cei de la patinaj, și ne știm foarte mult între noi. Chiar am avut un concurs de 100 de metri, nu este o probă olimpică, dar ne-am distrat foarte mult și am fost mai uniți ca niciodată. Dar din alte sporturi este destul de greu pentru că noi suntem non-stop plecați, în primul rând că ne adunăm afară. Dar da, am noroc că în Corona Brașov sunt mai multe sporturi și ne mai știm din alte sporturi și cred că și de la Jocurile Olimpice. Ma, da, ok, da, corect. Nu apucăm. Da, da. Cum ai zis tu că vrei să dai foarte multe după aia patinajului și cum am mai vorbit noi așa și în privat, când te retragi, vrei să rămâi în sport și în patinaj, să devii antrenoare sau te vezi la un moment dat și la munca de birou sau poate le faci simultan pe amândouă? Da, sincer nu știu, nu m-am gândit, nu știu dacă am calități neapărat pentru antrenor, eu cred că am, dar da, voi vedea atunci în momentul acela și patinajul în ce punct este. Da, da, corect, da. Pe mine. Da. Unde este locul în care, să zicem, așa în ghilimele, îți încarci bateriile după, adică locul unde te simți cel mai bine după un sezon extenuant? Acasă. Da. Eu sunt plecată foarte, foarte mult timp și de multe ori noi venim din cantonament acasă să ne încărcăm bateriile chiar în timpul sezonului și, bineînțeles, și la finalul sezonului îmi place foarte mult să stau cu familia. De multe ori când vin și am o perioadă între cantonamente, facem mese mari, la fel și cu prietenii. Da, da. Încerc pe cât posibil să-mi iau energia de la ei pentru că știu că este o energie pură și sinceră. Da, da, corect. Într-adevăr, asta contează foarte mult și, bineînțeles, faptul că ești de departe, după aia îți vine să da. Să... Nu știu, dar la tine cât de mult contează, adică la voi nu trebuie ca la alte sporturi, nu să te cântărești înainte de competiție, după ce faci o masă din aceasta mare, nu? Noi facem masă mare, dar nu mănânc neapărat eu. Ah. Încerc pe cât posibil să am grijă la ce mănânc. Nu ne cântărim înainte de fiecare competiție, dar avem program strict pentru stilul nostru de viață. Da, da, corect. Da. Păi, Mihaela, ce să spun, îți mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea, amabilitatea ta și pentru deschiderea care ai avut-o. Și sper la un moment dat, când ești la senioare,
bineînțeles, atunci o să ai și mai puțin timp ca acum. Să mai facem probabil și un an interviu sau oricum, ținem legătura, îți ținem pumnii și te iubim noi toți românii și care ești, mai ales noi fiind, nu fiind în România. De asta eu mă interesez foarte mult de toți sportivii de la toate disciplinele și de la cei care fac faimă România, așa cum ești tu. A, și scuză-mă, mai am o întrebare să spun, de fapt două, scuză-mă. Una ar fi, acum când tu deja ai atâta experiență, dacă vezi pe cineva, că noi ne mândrim cu tine în momentul prezent și viitor apropiat, dar dacă ne poți da așa un nume sau dacă vezi pe cineva că vine după tine, o generație următoare, sau este cineva sau încă nu n-a venit acea persoană. Da, sunt foarte mulți copii în România care au potențial foarte mare și nu pot să dau neapărat din generații următoare, dar pot să dau din generația mea și ce cred și am multe speranțe pentru Milano Cortina în 2026. Sunt chiar colegii mei, Max Nedelea și Stănică Bianca. Eu chiar cred că acum au fost într-adevăr foarte aproape de calificare, dar pentru ediția următoare ei sunt acolo pentru a se califica. Mai sunt într-adevăr generații pe care antrenorul și Cati și Cristi, alți antrenori, cresc foarte mult. La fel sunt și în Ploiești, deci potențial este și sportul chiar crește foarte, foarte mult în România. Da. Acum, în general, pentru părinții care, să zicem, că ar vrea să-și dea copiii la un sport sau copiii care ar vrea să meargă la sport, care îl practici tu, ce sfat le-ai da și de ce calități crezi că ar avea nevoie? În primul rând, să aibă răbdare cu copiii, să-i lase să se bucure de sport, să nu punem presiune. Este foarte important să nu punem presiune pe copii, să aducă medalii foarte mult, pentru că, în primul rând, trebuie copilul să iubească sportul ca mai apoi să devină bun în el. E foarte important să-i lăsăm pe copii să crească singur, să câștige în mod natural și să nu cumva să-i forțăm să meargă foarte tare. Și ce abilități pentru patinaj trebuie să fie într-adevăr motrici, dar cred că dacă ascultă de antrenori totul se poate rezolva, zic din propria experiență, pentru că nu aveam prea mult talent. Da, da, corect, corect. Și acum pe final, întrebarea de final, ce mesaj ai avea pentru iubitorii patinajului? Probabil după acest interviu, după ce îl voi difuza, probabil vei avea și mulți mulți fani, mai mulți fani. Și în general, ce mesaj ai pentru iubitorii sportului? Să urmărească sportul, dacă vor să-l și practice, este foarte bine. Să urmărească, să aibă un pic de răbdare cu sportivii și să îi susțină orice ar fi. Da, da, corect, da, așa este și bine spus și cam într-adevăr lumea asta trebuie să facă, nu să se ducă în general după un sport. Cum ți-am zis, eu sunt un iubitor al sportului în general de performanță, chiar dacă ți-am zis că mie îmi place un anumit club, dar la clubul acesta nu avem anumite secții, de asta te intervevezi și pe tine, intervevezi multe fete și de la handbal, pentru că clubul ăsta nu are secția de handbal fete și așa mai departe. Deci, încă o dată, mersi foarte mult, îți urez succes atât pe plan personal cât și profesional și nu îți urez să se îndeplinească ce îți dorești tu, ci mai mult decât îți dorești tu. Mulțumesc mult și mulțumesc de invitație, chiar mi-a făcut plăcere. Și mie îmi pare bine, mai ales sper că n-a fost ceva stresant, iar am văzut că din când în când ți-am strânit zâmbetul, înseamnă că mi-am făcut datoria. Da, sigur că da, mi-a plăcut. Da. Deci, dragi prieteni, asta a fost și pe săptămâna aceasta. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou invitat de marcă și, bineînțeles, pe final, acesta fiind un canal stelist, trebuie să spun asta, îmi pare rău, Mihaela, Forța Steaua.